Bună ziua! Sunt Farcaș Cristina și sunt profesor în învățământul gimnazial. Am avut plăcerea de a testa împreună cu elevii mei din clasele a 5-a, clasa la care sunt diriginte și elevii altor clase, o serie de activități în cadrul proiectului Emotion. Am început prin a prezenta ce aduce nou acest proiect și în ce măsură ne poate fi acesta util în lucrul la clasă, dar nu numai. Am avut câteva discuții la orele de dirigenție despre conceptele de teamă, conceptul de risc, reziliență, ce înseamnă aceasta, pentru că a fost destul de dificil de înțeles pentru unii dintre ei, și ulterior despre fricile pe care le avem și metodele de depășire a acestora. Cum evaluați înțelegerea de către elevii a conceptelor de reziliență în timpul testării activităților creative? Am început, bineînțeles, prin a explica bine acest concept și au înțeles că, de fapt, au avut momente în care au dovedit că sunt rezilienți. Și prin aceste metode, de exemplu, analizând activitatea eroilor lor preferați și felul în care aceștia au reușit până la urmă să depășească anumite momente grele, a fost foarte importantă pentru elevi, pentru că s-au putut realiza anumite conexiuni și comparații cu ceea ce trăiesc ei și ceea ce reușesc acești eroi ai lor. Puteți împărtăși indicatori sau comportamente specifice care demonstrează înțelegerea și aplicarea de către elevii a abilităților de reziliență. În perioada de pilotare chiar am avut nevoie de aceste metode pentru că am avut foarte multe concursuri la care unii elevi au avut rezultate foarte bune, dar alții au avut blocaje. De exemplu, unul dintre copii s-a blocat chiar în timpul concursului și nu a mai reușit ulterior să rezolve problemele. Am analizat bine acest moment și ce putem învăța din el, dar și felul în care depășim acest moment și, bineînțeles, că discutând și realizând aceste metode, am găsit căi prin care singur acest copil a depășit momentul și a fost dornic să meargă în continuare la concursuri pentru că fusese foarte, foarte dezamăgit de sine. A văzut că există modalități prin care putem să depășim momente dificile și aceste modalități pot fi inovative și distractive și realizate împreună cu ceilalți, ceea ce este foarte important pentru că ei găsesc acolo sprijin, chiar între ei. În observația mea, cum interacționează elevii cu materialele furnizate, dar și între ei. Bineînțeles că a fost o reală plăcere să lucreze, au lucrat în metode, au lucrat cu materiale familiare sau nefamiliare lor, pentru că am avut și aplicația Canva, de exemplu, în care unii nu lucraseră și au fost nevoie să lucreze. Am împărtășit experiențe pe care în alt context nu le-am fi împărtășit, am aflat de temeri pe care nu le spuseseră nimănui și pe care le au. De exemplu, teama de anumite animale, teama să rămâi singur acasă, într-o nouă locuință pe care nu o împărtășiseră cu nimeni și am găsit instrumente de ajutor aici. Ce am realizat prin aplicarea metodelor? Păi, în primul rând, am putut să dăm un nume emoțiilor pe care le trăim. Am conștientizat. Am încercat și sper eu că am și reușit să schimbăm modul de a gândi. Am trecut de la nu voi reuși niciodată la voi încerca și voi face tot ce pot pentru a reuși. Am încercat să rezolvăm probleme. Identificarea problemei în sine, pașii pe care trebuie să-i parcurge, foarte, foarte importantă. Alegerea variantei prin care gestionezi mai bine situația stresantă, e foarte, foarte important. Și am dezvoltat abilități de comunicare. Sper că am construit și reziliență, să cultiv atitudini pozitive, optimism. Ce învăț dintr-un eșec? Cred că timpul petrecut cu ei și metodele sunt extraordinare. Avem lângă noi acum aceste ghiduri. În lucrul nostru cu copiii sunt ca niște manuale care trebuie să ne stea alături mereu și sunt convinsă că ele ne vor ajuta mult timp de acum înainte.